Vineri 20 octombrie 2017, la ora 12, la Liceul de Arte Bălașa Doamna, se va desfășura evenimentul Armata Română în școli. Acesta cuprinde activități de promovare a carierei militare prin prezentări privind importanța Zilei Armatei României, tipurile de misiuni executate în teatrele de operații, elemente care vizează cariera militară, oferta educațională a instituțiilor de învățământ militar, fiind totodată organizat un stand cu armament și aparatură militară. În ziua de marți, 24 octombrie, începând cu ora 13, se va desfășura simpozionul dedicat Zilei Armate Române și va avea loc lansarea revistei Eroica. Eveniment organizat de Asociația Cultul Eroilor și Garnizoana Târgoviște la Cercul Militar. Miercuri 25 octombrie, la ora 9, va avea loc ceremonia publică de depuneri de coroane și gerbe de flori la Cimitirul de Onoare Românesc de la Teiș. Tot miercuri, dar începând cu ora 12, vor avea loc o ceremonie publică și o expoziție de tehnică și armament cu ocazia Zilei Armate Române la Curtea Domnească.